Salutare, dragi joși, bine v-am găsit la un nou episod de aici pe România Cultur Cars. Continuăm seria More Sport People, alături de mine se află Paula, Andreea Mustață, bună Andreea! Bună! Paula Andreea Mostață, team manager pentru echipa Merea Motorsport by Vili Motorsport din cadrul Romanian Endurance Series sau campionatul național de anduranță, depinde cum vreți să spuneți, ne va dezvălui câteva dintre secretele cum a început pasiunea pentru motorsport, cum a început cariera de team manager, pentru că și asta contează foarte mult, cum a arătat anul 2024 și cum va arăta anul 2025 pentru echipa la care activează și multe alte lucruri. Andreea, să începem cu o scurtă descriere despre tine, te rog. Bună, numele meu este Paula Andreea Mustață, am 30 de ani și sunt din Brașov și sunt uh, team managerul echipajului cu numărul 20, Merea Motorsport, Baivili Motorsport, în cadrul uh, competiției de România Endurance Series. Uh, pasiunea mea pentru motorsport uh, începe acum 10 ani de zile, când am fost uh, pentru prima dată la Raliul Brașovului ca și spectator De atunci uh, am descoperit puțin uh, din ceea ce înseamnă a fi spectator, a vedea mașinile de curse și mi-am dorit să descoper din ce în ce mai mult de tot ceea ce înseamnă o mașină de curse, o etapă, cum se desfășoară, ce înseamnă pilot-copilot și ce alte competiții se pot organiza la noi în țară. Fiind din Brașov, am fost la multe etape din, jurul, nu, da, din jurul meu. Atât la competiții care erau de raliu, viteză în coast, karting, drift și așa mai departe. Am înțeles. Uh, Trebuie puțin despre uh, cum a început cariera de, de team manager la echipa mea Motorsport. Da. Uh, acum de ani de zile mi s-a oferit oportunitatea de a fi team manager pentru Matei Ghețu. Uh, mi s-a oferit această șansă și anul trecut, respectiv și anul acesta, Matei a terminat uh, pe locul 2 la uh, clasa Dacia Logan, este vicecampion și ne dorim ca la anul să reușim uh, să-l să vedem pe Matei campion. Am înțeles. Și cum a început toată povestea aceasta? Cum ai ajuns la echipă să fii team manager? De ce te trebuie treaba asta? Pentru că cu siguranță sunt foarte mulți oameni care se treabă, bun, ajung spectator la o etapă de orice, raliu, viteză în coastă, circuit și așa mai departe. Cum reușesc să ajung în zona motorsportului, ca și team manager, ca și mecanic, ca și nu știu, organizator, steward, arbitru și așa mai departe? Uh, eu am ajuns să fiu team manager uh, cu ajutorul unei uh, bune uh, prietene și cunoștințe ale mele, respectiv Ana Copil, care și ea a fost team manager. Uh, și ea mi-a deschis puțin apetitul pentru această latură. Ea mi-a explicat și m-a îndrumat. M-a învățat ceea ce înseamnă un team manager, ceea ce trebuie să facă un team manager uh, la fiecare etapă. Cunoscându-l pe Matei, uh, m-a întrebat dacă îmi doresc să fiu alături de echipa lui uh, și să îi fiu team manager. Am acceptat acest lucru și. Ne dorim ca mai departe să, să fim în aceeași formulă și să facem o performanță, să reușim să avem cât mai multe rezultate foarte bune. Am înțeles. Și ce recomand unui începător la început de care, când vine vorba de motorsport, ce competiții, ce evenimente, ce track day, de unde să se informeze și așa mai departe? Dacă dorește să fie pilot, Poate să, încep, să înceapă cu etapele regionale sau cele de track day, să se informeze, să vadă exact. Aceste competiții nu este nevoie de o mașină care este pregătită, spre exemplu, să aibă un roll cage, să aibă o anumită omologare, să aibă anumite dotări de cum au anumite mașini de curse. Poate să participe cu mașina personală. Și dacă vor să facă o performanță și vor să participe în cadrul unor competiții cum este cea de anduranță, sunt anumite școli cu care ei le pot, pot face cursuri pe partea aceasta de pilotaj și să-și pregătească o mașină de, de, de competiție. Am înțeles. De ce ți-am pus această întrebare și legat de treaba asta cu team manageri și așa mai departe? Vreau să ajungem, Andreea, să dezbatem un subiect foarte important. După cum bine știi, sportul cu motor sau motosportul este dezvoltat prin două sloganuri foarte importante și anume Sala nu e circuit și campionii pe circuit, nu pe stradă, ca să mai spun asta în coadă, pentru cei care se uită prima oară la aceste patru proiecte de pe interviu, cei care să mă uitați și tu la ce mă refer. În opinia ta, ce trebuie să facem sau cum vezi tu rezolvat această problemă? Pentru că oameni de vârsta mea, de vârsta ta și nu numai, consider că s-a circuit și nu vin la evenimente de track de sau nu vin la evenimente de motosport, pentru că n-au timp, bani, n-au un buget bine stabilit, mă rog, argumente alături de alte argumente ca să terminăm, să concluzionăm întrebarea. Ce trebuie noi să facem ca această problemă să nu mai persiste și ce trebuie noi să facem pentru a opri cursele de stradă, așa zisul street racing? Să promovăm aceste competiții, după cum am spus, cele regionale și uh, aceste etape de track day, să putem să explicăm pe înțelesul tuturor cum că pot participa într-un uh, mediu destul de safe și că pot să descopere acolo, să-și descopere limita, nu pe stradă, nu să pună în pericol viața altor participanți la trafic, să... Învețe puțin și din ceea ce înseamnă o competiție, să acolo poate să se întreacă, să se întrece cu, se pot întrece cu orice prieten, amic să, să facă echipă și să-și da, să da. cunoască exact limitele. Uh, și da nu încurajez sub nicio formă aceste întreceri pe, pe stradă, pentru că este destul de periculos și mai ales și pentru ceilalți din, din jur. Am înțeles și evident, cu siguranță și asta vreau să remarc, dacă vrei să descarce din arena într-un cadru organizat, caută evente de track day, caută evente de motorsport, verifică tot ce înseamnă social media, site-uri, de, de evenimente din orașul tău, din jurul orașului, la o distanță destul de accesibilă, și destul de apropiată, să zic așa, de tine pentru a merge să vezi, să vezi, motorsportul și a putea să vezi comunitatea în detaliu, să descoperi comunitatea, să vezi că sunt oameni interesanți, oameni care ai ce să vorbești, oameni care sunt dorni să aducă fan noi la competiții pentru că din postura de fan poți să ajungi arbitru, după care din arbitru poți să ajungi pilot sau viceversa, sau nu numai. Din postura de, de, fan să ajungi evident în competiții pentru că sunt evenimente de track day, de sunt competiții cum este time attack-ul, cum este super slalomu în care sunt anumite clase în care poți să mergi cu mașina ta proprie și nu numai. Competițiile regionale de viteză în coastă acolo pentru că ai și menționat de competițiile regionale care sunt foarte importante și constituie nu doar competiții regionale, competiții regionale, tractei, competiția acestea de îndemânare, karting și așa mai departe constituie o pepinieră, spun eu, foarte importantă în descoperirea tinerelor talente când vine vorba de celelalte ramuri foarte importante ale sportului cu motor și de asta vă spun, dragilor, să vă duceți să încercați pentru că odată ce ajungeți cu siguranță veți reveni din nou și din nou și din nou și nu doar eu vă pot confirma acest aspect, ci și Paul Andreea Mustață care este aici de față pentru că, iată, de 10 ani, 10-11 ani de zile, așa ca o paranteză, vine, de la, vine în copiție de motorsport și de la spectator, un simplu spectator care era pasionat de motorsport, a ajuns să fie, iată, team manager. Deci, iată o poveste de succes pe care ea ne-a dezvoluit o și nu doar ea, ci și ceilalți care am luat interviu în cele trei proiecte de interviu, Motorsport People, Female Racing Drivers, Nerice Nation, respectiv Motorsport Internațional, interviu exclusive în limba -in engleză, dar și cei care vor urma ca să completeze acest aspect, pentru că dezvoltarea motorsportului, dragilor, ține de fiecare în parte asta ca să... Sărim un piculeț de partea de outro, să mai vorbim în detaliu cam ce înseamnă sportul cu motor și nu numai. Andreea, pentru că ne apropiem de final și îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația și evident o să las tot ce s social media în descriere lui Andreea în, în, descriere dar și în secțiunea de comentarii acolo o să aveți o, o, sesiune de tip Q&A unde puteți să-i adresați întrebările, evident când videoclipul va fi încărcat ca să completeze acest aspect și Andreea vă va răspunde în măsura timpului pe care îl are, deci social media în descriere sau secțiunea de comentarii cu întrebările aferente aveți de unde alege. Un mesaj pentru fanii motorsportului, fanii tăi, fanii echipei și echipelor, fanii competițiilor și nu numai. Consider că nu aș avea uh, fani, ci mai degrabă Matei ar putea să aibă, pentru că noi, eu împreună cu Matei, formăm o echipă, merea Motorsport, și mi-aș dori foarte mult să văd cum crește în ceea ce înseamnă social media și toate rețelele de socializare. Uh, și ca și mesaj pentru cei care vor să înceapă o carieră ca și team manager să se, să se gândească cum ar putea să fie ei mai organizați, cum ar putea să învețeți ceea ce înseamnă o presiune, cu ceea ce înseamnă o strategie, o, un calcul la combustibilului. Nu sunt niște lucruri foarte grele, dar se pot învăța în timp. Uh, și mi-aș dori să văd uh, cât mai mulți spectatori în, uh, în cadrul acestor competiții de romeni în Endurance Series, cât mai mulți persoane fizice care să susțină sportul acesta, pentru că este un sport foarte frumos. Uh, pot spune că cea mai multă adrenalină și competiția cea mai mare fiind la Dacia Logan, pentru că am simțit-o și am trăit-o uh, în acești doi ani. Și uh, să îi vedem un număr cât mai mare. Chiar mi-aș dori foarte mult să-i vedem cât în număr cât mai mare. Da, într-adevăr, și anul 2024 pentru Rumeni în ca să discutăm fix despre acest aspect, a fost un an foarte interesant, nu doar pe circuit, dar și în afara circuitului, pentru că a fost o prezență destul de numeroasă când vine vorba de spectatori și când mă refer la spectatori, nu mă refer doar fanii piloților sau familiile lor sau așa mai departe, ci este vorba și de oameni care au venit la circuit. Evident, vă pot spune în experiență proprie că am avut întrebări în sensul în care, domne, ce se întâmplă aici, cine sunt candidații, contra candidații, cine aleargă și așa mai departe clasele și competiția ca să completeze acest aspect. Deci, fanii au venit la, la România în Endurance Series. Evident, fanii sportului cu motor sunt peste tot în toate competițiile, așadar, puteți să veniți ca și spectatori. Este un lucru, plă un lucru plăcut și, cu siguranță, o nouă experiență sau, cum am mai spus eu, un alt fel de weekend în cadrul interviului de la Autodriven pe care l-am dat acum un an de zile, dacă nu greșesc. Deci, da... Veniți la cât mai multe evenimente de motorsport pentru că nici nu știți ce ratați și cu siguranță găsiți oameni faini, interesanți, căutați acolo pe social media, căutați, lăsați-le acolo orice de prietenie, contactați faceți absolut orice ca să puteți să luați legătura cu ei, pentru că este o lume, o lume nouă pentru unii, o lume interesantă pentru alții și o lume plină de suspans și adrenalină pentru un alt grup de persoane. Depinde de fiecare de persoană cum vedea motosportul în felul ei. Dragii lansăm invitația lui Andreea Mustață, lui Paula Andreea Mustață, să invite și alte persoane pentru Motorsport People, la care a participat și a, evident, Female Racing Drivers Next Generation, respectiv sport Internațional, cu interviuri exclusive în limba engleză. Așadar, dacă doriți să apăreți într-una dintre aceste patru proiecte de tip interviu, luați legătura cu Paula. Paola va lua legătura cu mine, după care stabilim o zi, o oră și o dată convenabilă, în așa fel încât poveștile voastre să fie auzite și ascultate din toate punctele de vedere, pentru că, și mă repet, pentru că am mai spus asta acum câteva momente, din punctul meu de vedere și numai dezvoltarea motorsportului, sine de fiecare în parte, așadar. Fiecare este binevenit. Everyone is welcome. To do, do join us să se alăture. Acestei comunități de motosport în continuă creștere și când spun în continuă creștere, nu doar prin materiale de concurs și prin pilost, dar și prin performanțele la nivel european și internațional, care au fost și sunt în continuare într-un număr cât mai mare și acest lucru se poate dovedi și demonstra prin știrile pe care. Uh, le-au luat alți piloți în cadrul altor televiziuni și așa mai departe și pe social media și pe website și așa mai departe tot ce înseamnă internetul așadar veniți să veniți cu inima deschisă la motorsport să descoperiți lumea aceasta și poate cine știe, poate tu cel care te uiți la noi din spectator vei ajunge în uh, alte lucruri gen uh, team manager, pilot și așa mai departe. Steward, arbitru, nu mai intrăm în detalii că deja știți la ce mă refer. Iar noi, dragi, o până la întâlnire cu Moro Sport People, cine urmează, nici noi nu știm, însă Andreea a lansat invitația și la rândul meu mai contactez alte persoane pentru aceste patru proiecte de tip interviu. Țineți minte, asta nu e circuit, let's go racing room, asfalt uscat și țineți că este cei mai tari. Toate cele bune pe curând și mulțumesc Andreea pentru faptul că ai citat invitația.